să fie văzut, să fie surprins și riscul ar fi mult prea mare. Larisa, mai mult ca sigur, sunt mult mai multe camere de filmat. Noi vedem eu acum am vorbit cu reprezentanții poliției care mi-au spus că au ridicat foarte multe imagini surprinse de camerele de supraveghere. Toate aceste imagini vor fi analizate, puse cap la cap, vor face practic filmul, secundă cu secundă vor analiza tot ce s-a întâmplat dinainte de venirea afaceristului la cafea și până când a plecat de acolo și s-a întâmplat această. Mulțumesc mult!